În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Preacucernice părinte, profesor, cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. Așa cum s-a amintit și până acum, ne găsim acum aici, în această localitate, Mezieș, la mormântul fratelui Traian. La 30 de ani de la plecarea sa la cele veșnice. Și mă gândeam și trebuie să ne aducem aminte că în această localitate, Mezieș, fratele Traian, copil fiind, copil de țăran, a învățat aici primele clase la școală. Și amintește el cum venea pe jos de la livada, de la casa lor părintească, cei care ați venit pe scurtătură, peste rituri și venea până aici la școală, în această localitate. Și amintește că aici a primit pentru prima dată ca premiu de învățătură corabia lui Noe, scrisă de părintele Trifa. Și a fost prima lucrare care i-a mișcat sufletul de copil și care, spune el, a născut un dor aparte ca să-L cunoască și el pe Hristos și după aceea apoi să-L cunoască pe gornistul de la Sibiu, pe părintele Trifa. Așadar, atunci când a primit prima carte și s-a gândit apoi pe parcurs, bineînțeles, după ce a stat mult ucenic lângă părintele Trifa, să lase și el în urma lui. Așa cum a citit el prima carte, Corabia lui Noe și spre Canaan, așa a căutat și el apoi prin lucrarea lui, prin scrierile lui, prin poeziile, prin ceea ce a făcut, prin vestirea cuvântului, să trezească și el în inimile altora, printre care și a noastră și a dumneavoastră, care sunteți astăzi aici de față. Și ar vrea să citesc două pasaje din Sfânta Scriptură, aici în fața dumneavoastră, de la Evanghelia de la Ioan, capitolul 19, cu versetul 25, și arată aici așa, zice ucenicul și apostolul. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine în casa sa. Iubiți credincioși și credincioase, frați și surori, ne gândim aici la un loc cu totul deosebit. Lângă crucea, lângă jertfa Mântuitorului, cine stătea? Stătea mama sa, Maică Sfântă? Stătea ucenicul pe care îl iubea? Și celelalte femei, care se vor numi mai târziu femeile mironosițe, acelea deci care l-au urmat pe Mântuitorul? Și au stat lângă crucea lui, lângă jertfa lui.
Așadar, și lucrarea oastei Domnului, prin Părintele Trifa de la Sibiu și, bineînțeles, prin lucrarea Harului Sfântului Duh, s-a născut în biserica noastră strămoșească și străbună, care totdeauna a avut în frunte, bineînțeles, pe lângă jertfa Mântuitorului, crucea. Cu crucea. A avut totdeauna ca respect, lângă biscoana Mântuitorului, icoana Maicii Sfinte, pentru că țara noastră se cheamă Grădina Maicii Domnului. Totdeauna Părintele Trifa și după aceea și urmașii lui au amintit că este o lucrare născută în biserica noastră prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, Părintele Trifa și ceilalți, apoi fratele Trăian și ceilalți, ne-au îndemnat mereu să stăm la picioarele crucii Mântuitorului Iisus Hristos, să respectăm rânduiala bisericii noastre, Maica Sfântă, crucea care este jertfa, altarul de jertfă, cel mai sfânt pe care s-a născut și pe care s-a răstignit Iisus Hristos și s-a răscumpărat păcatele noastre și a întregii lumi. Și Maica Sfântă, care l-a primit în brațele ei. Vă gândiți dumneavoastră, ce mare har, ce mare cinste, ca o ființă omenească, bineînțeles că a fost aleasă în mod deosebit, să-l țină în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, să-l alăpteze la sânul ei pe Fiul lui Dumnezeu, să-l îmbrace, să-l spele cu mâinile ei. Deci v-ați gândit aceasta odată, dacă ați meditat, Dumnezeu Iisus Hristos, care le ține toate în palmă, cum spune în altă parte, să vină să primească mânuțele Maicii Domnului, să-l spele, să-l alăpteze, să-l rănească și să-l îmbrace cu cămășuțele cât a fost mai mic și apoi cu cămașa cea lucrată de mâinile ei sfinte, care nici soldații cât au fost ei de turvenoși n-au avut îndrăzneala să o spârtice, adică să o împarte în mai multe bucăți și au tras la sorț. Așadar, lucrarea voastrei Domnului a pornit în biserică cu, lângă crucea Mântuitorului, lângă jertfa Mântuitorului, lângă icoana Maicii Domnului și așa ne-a îndemnat ca să o păstrăm mai departe. Și aș vrea să mai citesc încă un pasaj, revenind la fratele Traian, care au fost calfele lui cu fratele Ioan Marini, cu fiul Titus, care au stat lângă el până în ultimul ceas, în ultima moment de la plecare, și care au căutat apoi să-i ducă învățătura mai departe și prin orice greutăți, cum s-a amintit aici și știți dumneavoastră, a căutat să o ducă mai departe, să o păstreze, așa cum a lăsat-o Părintele Trifa, mai departe. Aș vrea să mai citesc de la Fapte, capitolul 20, Faptele Apostolilor, despre Sfântul Apostol Pavel, când se ducea spre a fi arestat, apoi și dus la Roma și închis pentru cele pentru că a vestit pe cuvântul Mântuitor, pe cuvântul Mântuitorului. Și zice aici la capitolul 20, deci când s-a plecat spre Ierusalim pentru ultima, când trebuia apoi să fie prins și dus la Roma, când s-a întâlnit la Milet și a chemat acolo pe toți conducătorii și pe cei mai mari ai bisericii pe care el le-a înființat cât a fost pe acolo. Și zice așa el, drept aceea, după ce zice el mai mult, de eu citesc numai câteva, drept aceea privegheați aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfinți.
argint sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni. Voi înșiva știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutați pe cei slabi să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Și după ce a spus acestea, plecându-și genunchii, s-a rugat împreună cu toți aceștia. Și mare jale i-a cuprins pe toți și căzând pe grumazul lui Pavel îl sărutau, cuprinși de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, că n-au să mai vadă fața lui și îl petrecură la corabie. Așadar, am putea spune că acestea se potrivesc cuvintele și celui care îl pomenim astăzi, pe fratele Traian, care și el a făcut totul. Vine aici, vorbește de 3 ani, pentru că atât a fost el cu ei la Efes. Dar sigur că fratele Traian, toți anii lui, n-a contenit, cum a zis aici, să vă învăț ziua și noaptea. N-a poftit de la nimeni. Știm din scrierile lui că a lucrat un timp la protopopiatul Beiuș, având ca funcția de arhivar cu jumate de normă pentru că era prea bolnav și venea cu bicicleta de acolo, de la Livada, până la orașul Beiuș și se ducea înapoi cu bicicleta și pe vreme bună, dar mai ales iarna, pe vreme rea, ca să-și câștige și el un salar. Acum, dumneavoastră, cei care veniți astăzi aici și noi putem, ați venit fiecare cu mașina, n-ați venit pe jos, poate câțiva tineri care s-au aventurat. Eu am venit de câteva ori pe jos din Beiuș până aici și nu-i chiar așa de ușor. El făcea drumul acesta zilnic, mergând la servici. Totodată, ca să-și întrețină și familia și pe el, după cum iese din scrierile sale și știm, tinerii de astăzi nu mai știu că se lucra la CAP, la colectiv, la sapă, la fân, pe căldură, cum a fost și acum căldurile astea, să stai în soare tătă ziua, să-l cosești, să strângi fânul, să-l duci, să-l încarci, să-l duci, să-l depozitezi, porumbul, sapa, toate celelalte se făceau, omul trebuia să fie prezent în holdă și el asta a făcut ca să-și îndeplinească norma la colectiv, pentru că așa era cei care stăteau la sat și pentru ca să nu ia și grădina pe care o avea în jurul casei. Amintesc aceasta pentru că cei tineri nu mai știu despre lucrurile acestea. Așadar și el a căutat să muncească, dar și pentru întreținerea lui și a familiei, dar și în timpul acesta a și lucrat pentru ca să lase și în ogorul Evangheliei toată lucrarea pe care dumneavoastră o știți sau pe care o veți mai afla și pe parcurs. Totodată, în lucrul acesta, se cuvine acum aminti, pentru că suntem aici, în cetatea Bihorului, la Beiuș, despre care el vorbește mereu în scrierile sale, că a avut și alți colaboratori pe lângă el care l-au ajutat și se cuvine să-i amintim că suntem aici, printre care în tinerețile lui pe avocatul Malița de la Oradea, dar care în timpul respectiv era mutată prefectura aici la Beiuș, el era juristul prefecturii și cu el a colindat satele acestea din jur pe unde au propovăduit Evanghelia și au propovăduit lucrarea oastei. Apoi știți dumneavoastră cei mai care a venit mai mult pe la Beiuș, familia sorei Greta și a lui Vasile, unde era punctul de întâlnire, fratele și părintele Gavriș, Heredea, cum îi zice aici, știți și despre el, care și el a fost colaboratorul lui, fratele Popa Petru de la Săucani, se cuvine să-i amintim și pe ei când venim aici în cetatea Bihorului, pentru că și ei au fost cei care atunci fie că l-au însoțit,
fie că atunci când a fost închis și deportat, ei au căutat să suplinească ce locul lui și să ducă mai departe cuvântul Evangheliei, mergând din sat în sat pe localitățile acestea, cum ziceam noi, groapa aceasta, unde s-a menținut vie lucrarea aceasta a Evangheliei și prin lucrarea lor, care au fost colaboratorii și apropiații fratelui Traian. Așadar, aș amintire și să rămânem și noi așa cum a spus, lângă crucea lui Iisus, unde a rămas Maica sa, femeile mironosițe, ucenicul iubirii, ucenicul pe care îl iubea el, și-au rămas lângă crucea lui. Să rămânem și noi lângă crucea lui Hristos, în biserica noastră, unde este Maica Domnului, stă totdeauna icoana Maicii Domnului lângă icoana Mântuitorului și unde avem această jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos pe care se actualizează de fiecare dată când se ceremonează Sfânta Liturghie, prin care Hristos se coboară la noi și putem să ne unim cu El prin Sfânta Taină a Părtășanii. Așadar, Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor ce este spre bine. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.